seara și bun găsit! Sunt Ionela Gherghe și vă prezint buletinul de știri. 4 pensionari din Olt au poprire pe pensie pentru sume de peste 1 milion de lei. În următorii 400 de ani, aceștia vor trebui să achite datoria. Detalii imediat în jurnal, dar să vedem mai întâi titlurile ediției. Începând cu data de 1 mai, cardul național de sănătate devine obligatoriu. Un tren Marfar a lovit un autoturism aflat pe calea ferată în localitatea mehedințeană Igiroasa. În momentul impactului, nicio persoană nu se afla în mașină. Din vara acestui an, orașul Rovinar va avea un ambulatoriu nou și modern. Cardul Național de Sănătate este principalul instrument care, începând cu 1 mai, va face dovada calității de asigurat. De la această dată, serviciile medicale și farmaceutice vor fi validate și decontate doar pe baza documentului electronic. Majoritatea medicilor doljeni au început să activeze cardurile pacienților, însă mai există oameni care nu știu la ce folosește acesta. În aproape o lună și jumătate, cardul de sănătate va deveni obligatoriu. Serviciile medicale suportate de Casa de Asigurări vor fi condiționate de prezența de către asigurat a acestui card. Până în prezent, în Dolj au fost activate peste 76.000 de carduri. Asigurații sunt îndemnați să utilizeze cardul atunci când beneficiază de un serviciu medical. Cardul Național de Sănătate va deveni instrumentul de confirmare a prestării tuturor serviciilor din sistem, mai puțin serviciile exceptate prin lege, pachetul minim de servicii medicale, transport sanitar, dispozitive medicale, distribuite prin servicii poștale și unele investigații medicale paraclinice, anatomie patologică. Cardul va permite un control foarte bun al utilizării fondurilor din sănătate, a precizat doctorul Ștefan Popescu, purtător de cuvânt al DSP Dolj. Documentul electronic primit de asigurat poate fi activat la medicul de familie. Pe card și în memoria electronică acestuia sunt imprimate numele, prenumele și codul de identificare ale asiguratului, numărul de identificare al cardului, data nașterii și termenul de valabilitate de 5 ani. Doar la cererea asiguratului, medicul de familie poate inscripționa date medicale pe card. De aceea, este bine ca asigurații să nu arunce conținutul plicului pe care l-au primit. În posesia cardului intră persoanele asigurate cu vârsta de peste 18 ani. Copiii până la această vârstă beneficiază de servicii medicale gratuite. Cei care nu intră în posesia cardului până la 1 mai pot beneficia de servicii medicale gratuite pe baza unei adeverințe eliberate de CAS, valabilă timp de 3 luni. Aceeași procedură este valabilă și în cazul asiguraților care refuză primirea cardului. În Dolj au fost înregistrate până acum 135 de cereri pentru refuz de card. În jur de 150 de medici dolgeni s-au implicat în distribuirea cardului de sănătate, iar 80% dintre medici și-au achiziționat cititoarele de carduri. Am cumpărat cititorul de card și încă din februarie am început activarea. Oamenii în general au fost deschiși, însă mulți dintre pacienții mei nu au primit însă acest card. Am luat eu 32 de carduri de la Casa de Asigurări și le-am dat oamenilor, dar cei care nu au primit încă, cred că nu au fost emise deocamdată cardurile pe numele lor. Este util acest card. Este un control. Sistemul informatic, în general, merge bine, a spus Lucreția Surugiu, medic de familie în Comuna Cetate. Zeci de asigurați vin zilnic la sediul CAS Dolj pentru a intra în posesia cardului. Oamenii însă nu mai cred că se vor face mari minuni cu acest card și că ar fi preferat ca banii folosiți pentru cardurile de sănătate să fi fost utilizați pentru renovarea spitalelor sau pentru aparatură medicală nouă. Orașul Rovinar va avea un ambulatoriu foarte modern. Lucrările sunt în plină desfășurare și vor fi gata în această vară. Edilii orașului spun că astfel oamenii din localitate vor avea la dispoziție cabinete medicale noi și moderne. Spitalul din Rovinar este singura unitate spitalicească la care pot apela locuitorii din sud-vestul județului Gorj. Dacă spitalul are condiții foarte bune, ambulatoriul avea nevoie urgentă de reabilitare. De aceea primăria a decis demararea unui proiect amplu de refacere a acestui obiectiv. Nu cred că mergem acum la ambulatoriu, să avem unul de ambulatoriile, cred eu, frumoase și moderne din Oltenia. Chiar credeți-mă, suntem la fel în fază de execuție la el. Lucrările sunt finanțate din fonduri europene în proporție de 80%, 20% fiind asigurate din fondurile proprii. Este un proiect, cel mai mare proiect al acestui spital, un proiect ambițios pe care și l-a asumat actuala conducere a primăriei, Consiliul Local, un proiect care se realizează prin preponderent pe fonduri europene, sigur, cu participație din partea Consiliului Local și care prevede realizarea unor cabinete de înaltă tehnologie pe toată structura de specialități.
Vor fi amenajate atât ca și spații, dar, așa cum spuneam, va fi procurată aparatura de înaltă tehnicitate cu care să se poată interveni pentru diagnosticare și chiar și uneori pentru tratament a diferitor afecțiuni. Odată cu finalizarea lucrărilor, locuitorii din Rovinari și din comunele limitrofe vor avea la dispoziție aproape toate specializările medicale, nemai fiind nevoit să meargă la Târgu Jiu pentru consult. Aproximativ 3.000 de pensionari din Olt au poprit pe pensie din cauza datoriilor, însă câțiva dintre aceștia au un grafic de plată care se întinde pe zeci sau sute de ani. Este cazul la 4 pensionari, datoria acestora de 1 milion de lei fiind eșalonată pe 400 de ani, la o rată de 200 de lei pe lună. Valoarea totală a reținerilor efectuate în prezent de Casa de Pensii Olt depășește 380.000 de lei. Aceste sume sunt la nivelul lunii martie 2015, dar ele fluctuează pentru că unii ies, alții intră, a precizat Iulian Smarandache, directorul executiv al Casei Județene de Pensii Olt. Reținerea din pensie poate ajunge până la jumătate din acest venit. Cele mai frecvente situații pentru care reprezentanții Casei de Pensii Olt sunt nevoiți să facă popriri provin din hotărârile judecătorești, credite și dobânzi restante de la bănci, amenzi, impozite și taxe neachitate. Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman din Craiova a vernisat ieri în cadrul secției de periodice expoziția cu titlul Gazeta de Sud, 20 de ani de la fondare. În cadrul evenimentului s-au pus în valoare momentele marcante din evoluția în timp a cotidianului. Expoziția a început cu primul număr al gazetei și a continuat cu numere din primul an de apariție, cu ediții aniversare din 5 în 5 ani și numerele 1000, 2000 și așa mai departe. Gazeta de Sud este unul dintre cele mai citite cotidiene în cadrul secției de periodice a Bibliotecii Aman. Ne-am gândit să marcăm cumva acest eveniment, organizând o expoziție în care am încercat noi să punem în valoare cam tot ce a fost interesant în această perioadă în ceea ce privește cotidianul Gazeta de Sud. Gazeta de Sud este unul dintre cele mai citite cotidiene. Nu neapărat faptul că este local, ci faptul că oferă informație de larg interes pentru cei care vin la bibliotecă. Sunt persoane care vin pentru a citi doar acest cotidian, eliminând toate celelalte publicații la care noi avem abonament. Gazeta de Sud, ziarul care a trecut de mult proba maturității, este deja un brand, prezentând în lungi reportaje, interviuri și editoriale cele mai semnificative evenimente și știri din Oltenia. Proiectul Fii Vocea Cartierului Tău, organizat de Gazeta de Sud în parteneriat cu Primăria Craiova, ajunge luna aceasta în cartierul Lăpuș. Întâlnirea dintre cetățeni și autorități va avea loc pe 25 martie la Facultatea de Inginerie Electrică, începând cu ora 17. Gazeta de Sud a stat de vorbă cu câțiva locuitori din Răpuș și a aflat care sunt nemulțumirile lor. Oamenii s-au plâns de starea aleilor dintre blocuri, a străzilor, dar și de gunoaie. Totodată ei își doresc pentru copii locuri de joacă mai spațioase care să fie supravegheate mai atent. Persoanele care doresc să participe la întâlnire se vor înscrie pentru a lua cuvântul pe o listă, după care vor aduce problemele lor în atenția primarului Lia Olguța Vasilescu, dar și a directorilor de servicii și regii subordonate municipalității prezenți la întâlnire. Mai multe abateri de la cerințele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor au fost sancționate contravențional de inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare în mai multe localități din județul Gorj. Amenzile aplicate au ajuns însumate la 7.900 de lei. În localitățile Târgu Jiu, Motru, Bumbești Jiu, Crasna, Țicleni și Turceni s-au desfășurat în perioada 9-15 martie evaluări, controle și inspecții în unitățile din județul Gorj în scopul verificării condițiilor de igienă la recepția, manipularea, depozitarea, prelucrarea și desfacerea produselor alimentare. În urma verificărilor s-au aplicat mai multe amenzi. În cursul controlelor organizate au fost constatate abateri de la cerințele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, care au fost sancționate contravențional. S-au aplicat 7 amenzi în valoare de 4.900 de lei în farmacii veterinare din Târgu Cărbunești, Târgu Jiu și Motru pentru comercializarea medicamentelor de uz veterinar fără prescripție medicală veterinară, dar și o amendă în valoare de 1.200 de lei într-o brutărie din Târgu Jiu pentru neefectuarea controlului de verificare a operațiunilor de dezinsecție de ratizare. De asemenea, a mai aplicat 2 sancțiuni de 1.200 de lei în Țicleni pentru vânzarea animalelor fără documente sanitar-veterinare prevăzute de lege, a declarat Ion Iliuță, directorul executiv
inclusiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru siguranța alimentelor Gorj. Inspectorii sanitar-veterinari gorjeni au mai aplicat și o ordonanță de interzicere a activității într-un centru de colectare a laptelui din satul Aninisul din Vale pentru nerespectarea normelor sanitare veterinare de întreținere a spațiilor. Un tren Marfar a lovit ieri seară o Dacie cu numere de înmatriculare DMH dinți în dreptul unui pasaj nepăzit situat între localitățile Igiroasa și Prunișor. Trenul de călători Interregio, care circula din direcția București-Timișoara, a așteptat aproximativ 50 de minute de blocare a circulației. Polițiștii sosiți la fața locului nu au găsit nicio persoană, șoferul ori reușind să scape ca prin minune și să fugă de la locul accidentului, ori autoturismul a fost abandonat pe calea ferată de ceva vreme. Oamenii legii nu au reușit să înțeleagă cum a reușit autoturismul să ajungă pe calea ferată, dat fiind că accesul în zonă este foarte dificil. Deoarece Dacia era echipată cu instalație GPL, la fața locului s-a deplasat și un echipaj de pompieri. Circulația a fost blocată timp de aproape o oră, până când autoturismul a fost îndepărtat de pe calea ferată. Polițiștii din cadrul Serviciului Poliției Rutiere Olt au aplicat săptămâna trecută numai puțin de 586 de sancțiuni contravenționale, 10 dintre acestea fiind aplicate pasagerilor de pe bancheta din spate autoturismelor care nu purtau centura de siguranță. S-au organizat acțiuni cu efective mărite pentru disciplinarea în trafic a conducătorilor auto și a pasagerilor din autoturisme. Verificările s-au concentrat mai mult pe purtarea centurii de siguranță, atât la pasagerii din față, cât și la cei de pe bancheta din spate, cât și transportul copiilor în autoturisme. Din totalul de 586 de sancțiuni contravenționale, 486 au fost aplicate conducătorilor auto, iar 10 sancțiuni pasagerilor de pe bancheta din spate pentru lipsa centurii de siguranță. Totodată, pentru folosirea telefonului mobil au fost aplicate 38 de sancțiuni contravenționale. În caz că nu știați, vă spunem noi că zațul de cafea poate fi refolosit și are întrebuințări din cele mai diverse. Resturile de cafea sunt mai utile în gospodărie decât vă puteți imagina. De exemplu, puneți într-o bucată de tifon una sau două lingurițe de zaț de cafea uscat și așezați acest săculeț în frigider sau cămară pentru a scăpa de mirosurile neplăcute. De asemenea, zațul desfundă scurgerea de la chiuvetă și ajută la eliminarea mirosurilor urâte degajate de conducte. Pentru această operațiune se amestecă două linguri de zaț cu două căni de apă fiartă, se toarnă amestecul pe scurgere și se lasă să acționeze timp de câteva zeci de minute. Murdăria întărită de pe faianță, aragaz, vase și orice suprafețe netede va fi foarte ușor îndepărtată cu un burete pe care ați aplicat zaț de cafea proaspăt sau uscat. Totodată, dacă doriți să țineți insectele la distanță, plasați grămăjoare de zaț de cafea uscat prin diverse locuri din casă și grădină și mai puteți utiliza restul de cafea pe post de îngrășământ pentru plantele de casă, acesta fiind o sursă foarte bogată de minerale și azot. De mici învățăm că este bine să mâncăm morcovi, dar oare știm și de ce? Unul dintre cele mai mari beneficii pentru sănătatea ale morcovului îl constituie faptul că luptă împotriva inflamațiilor și poate ameliora durerile asociate cu acestea, precum cele de stomac sau de cap. Totodată, morcovii sunt o sursă excelentă de fibră solubilă, așadar vor fi perfecți pentru stomac. Ușor de digerat, morcovul ajută mai ales în cazul în care apar probleme cu stomacul sau dacă sunteți sensibili la foarte multe feluri de mâncare. Având o textură fină și un conținut bogat de vitamina B și magneziu, care accelerează activitatea sistemului digestiv și o îmbunătățește. Alegeți calea sănătoasă pentru aportul de fibre și consumați morcov pentru că vă vor da exact cantitatea necesară de fibre de care aveți nevoie. Așadar, data viitoare când vă este foame, mâncați o cană de morcov tăiat în feliuțe. Nu doar că vă veți sătura, dar vă veți simți și plin de energie. De asemenea, morcovii nu doar ne feresc de bacterii, ci și luptă împotriva lor în cazul în care acestea s-au instalat deja în corp. Morcovii sunt adevărate medicamente naturiste care nu trebuie să vă lipsească niciodată din frigider. Vă prezentăm în minutele următoare informațiile meteorologice. Vremea se răcește ușor în următoarele 24 de ore în majoritatea regiunilor Orteniei. La noapte, temperaturile coboară până la minus 2 grade Celsius în Caracal, Drăgășani și Corabia, în timp ce la Craiova și Slatina se vor înregistra doar 0 grade. Mâine vor fi 5 grade Celsius în termometre la Corabia și Caracal, iar la Craiova va fi o zi cu soare, dar temperatura nu va depăși 8 grade. O maximă de 10 grade Celsius se va înregistra la Calafat, Drobeta, Turnu Severin, Râmnicu Vâlcea și Târgu Jiu. Știrile se încheie aici, sunt Ionela Gherghe, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă în continuare. La revedere!